Europa vrea să știe câți delfini mai sunt în Marea Neagră, iar cercetătorii români au început deja recensământul mamiferelor. Specialiști din România, Bulgaria, Turcia, Georgia și Ucraina sunt implicați în acest proiect uriaș finanțat de Uniunea Europeană. Se folosesc avioane de supraveghere și embarcațiuni pentru a afla dacă cele trei specii de delfini din mare sunt în pericol. La ultima numărătoare, făcută în 2014, au ieșit 450.000 de exemplare de delfini din cele trei specii care trăiesc în Marea Neagră. Numărul este în creștere și arată că populația se reface încet. Însă, dacă ne gândim că în secolul trecut aceste superbe mamifere atingeau 2 milioane de exemplare, acum avem imaginea dezastrului. Toate statisticile arată o descreștere uriașă a numărului de cetacei din Marea Neagră. Practic, dacă secolul trecut erau estimați undeva la 1,5 milioane până în 2 milioane de exemplare, iar astăzi sunt undeva estimați, după ultimul studiu din 2013, în jur de 200.000 pentru zona de nord-vest a Mării Negre. Acum, cercetătorii români, dar și din alte patru țări, folosesc două metode de verificare, supraveghere aeriană și maritimă, în același timp, și vor să afle dacă delfinii din Marea Neagră sunt în pericol de dispariție din cauza pescuitului excesiv. Avem legi, dar sunt aproape imposibil de aplicat ca să-i prindem pe cei care omoară delfinii cu plasele lor de pescuit, uitate în adâncuri săptămâni la rând. În legea pescuitului sunt cuprinse și sancțiuni. Greu de demonstrat la momentul respectiv, ceea ce este imposibil. Delfinii sunt încolțiți din toate părțile. Traficul naval crescut îi sperie, împuținarea peștelui îi înfometează, iar poluarea îi omoară încet. Cea mai nouă toxină descoperită de biologi este plasticul microscopic care le intră în corp odată cu hrana. Și asta nu e tot. Plasele sunt cel mai mare dușman al delfinilor, odată pentru că le adună mâncarea din mare și îi înfometează în felul acesta, forțându-i să vină cât mai aproape de mal în căutarea hranei, iar în al doilea rând că se transformă în adevărate capcane mortale pentru ei. Un delfin prins într-o plasă de pescuit nu va mai reuși să iasă la suprafață ca să respire și va muri înecat. Delfinii sunt înfometați, sufocați în plase, ajung la mal cu cozile tăiate de elici și își dau viața pe plajele turistice. Suferința lor a tras semnale de alarmă la Bruxelles. Puneți-vă în locul delfinului, ce-ați spune? Ups! La fel ca orice animal care se simte în capcană, inclusiv omul, da? S-ar putea ca atunci să-i fie foarte frică, să se zbată, să încerce să iasă cât mai rapid, ceea ce nu este ok pentru mamifer mari. Garda de coastă patrulează zi și noapte în căutarea pescadoarelor străine care își umplu năvoadele ilegale din apele românești, însă este nevoie ca toate țările riverane Mării Negre să facă acest lucru. Apoi, deși pescuitul delfinilor este interzis în toată Marea Neagră prin acorduri internaționale, pescarii sunt de părere că aceste viețuitoare sunt responsabile de diminuarea populației de pești și doresc ca delfinii să poată fi pescuiți. Încă sunt foarte multe lacune legislative și acesta este, să zicem, un obiectiv al întâlnirilor noastre, să vedem unde anume trebuie intervenit, astfel încât să știm exact ce autoritate este responsabilă. Ne îngrijorează foarte mult că accentul se pune foarte mult pe prioritățile noastre în dezvoltare economică și ne gândim pe ultimul plan, să spunem așa, sau în ultimul rând ne gândim la conservarea delfinilor. Delfinii au ajuns epuizați după interacțiunile cu oamenii. Cercetătorii susțin că într-un singur sezon de pescuit industrial există riscul ca 40% din populația de delfini din Marea Neagră să dispară.